Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Safa și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Eurofermă. Și în această ediție dorim să vă aducem în atenție adaptările, îmbunătățirile sau descoperirile pe care companiile din agribusiness le pregătesc fermierilor. Ce e nou în lumea mașinilor? Ce e nou în lumea fertilizanților sau biostimulatorilor? Sau ce e nou în protecția plantelor împotriva dăunătorilor? Utile sau nu? Accesibile sau nu? De toate, dumneavoastră trebuie să știți. În data de 3 martie 2021, într-o conferință, desfășurată, desigur, online, la Le Mans, dar în același timp și la Harsewinkel, Klaas și-a dorit marcarea introducerii standardului de emisii Stage 5 pentru tractoarele din gama Arion 400. Gama populară și polivalentă Klaas Arion 400 primește actualizarea Stage 5 și un nou model de top. Klaas a echipat tractoarele sale Arion 400 cu o serie de noi caracteristici de îmbunătățire a performanței pentru a marca introducerea standardului de emisii Stage 5. Gama include acum 7 modele cu o putere maximă între 90 și 155 de cai putere. Toate modelele, de la cel mai mic, cum este Arion 410, până la cel mai puternic, cum este Arion 470, sunt echipate cu motoare Fiat Powertrain cu 4 cilindri de 4,5 litri, care incorporează cea mai recentă tehnologie cu 4 supape și turbocompresoare cu răcitor intermediar. Turbocompresoarele de la modelul Arion 430 în sus sunt, de asemenea, echipate cu o supapă de descărcare. Sistemul post-tratare a gazelor de eșapament, conform standardului Stage 5, purifică gazele de eșapament folosind o combinație eficientă de tehnologie secere-off, reducere catalitică selectivă pe filtru și un convertor catalitic de oxidare diesel, DOC. Aceasta înseamnă că motoarele nu numai că rulează curat, dar sunt extrem de eficiente având un consum redus de motorină și de AdBlue. Un rezervor de carburant cu o capacitate de 140 până la 190 de litri este ideal pentru zile lungi de lucru, în timp ce rezervorul de AdBlue de 17 până la 22 de litri necesită reumplere doar la fiecare a doua alimentare. Toate motoarele sunt extrem de ușor de întreținut, cu un interval de 600 de ore pentru schimbul de ulei, panouri ale radiatorului care sunt înclinate spre față pentru o curățare ușoară și un filtru de aer montat frontal pentru acces facil, care necesită doar o curățare ocazională, deoarece precurățătorul ciclonic îndepărtează aproximativ 90% din murdăria din aerul de admisie. Transmisia Power Shift este foarte eficientă. De la modelul Arion 430 în sus, cumpărătorii pot alege între două transmisii PowerShift cu o calitate dovedită și extrem de eficientă. Quadra Shift, standard pentru modelele 410 și Arion 420, oferă 16 trepte de viteze de deplasare înainte și 16 trepte de deplasare înapoi, împărțite în 4 intervale, fiecare cu 4 viteze PowerShift. Transmisia opțională Hexa Shift are 7 trepte de viteză Power Shift și 24 de trepte de deplasare înainte și înapoi. Pentru ambele variante de transmisii este disponibilă o treaptă de deplasare la o viteză foarte mică, de numai 150 de metri pe oră. Hexa Shift atinge viteza maximă de 40 de km la 1840 de rotații pe minut. Funcția de schimbare automată a treptelor de viteză este disponibilă pentru tractoarele Arion 400 cu Klaas Information System sau CIS. Inversorul fără ambreiaj, Reverse Shift, permite schimbarea ușoară a direcției cu ajutorul manetei de pe consola volanului și opțional prin intermediul manetei multifuncționale de pe cotieră din partea dreaptă, deosebit de utilă pentru lucrările care implică utilizarea încărcătorului frontal. Smart Stop este altă funcție utilă concepută pentru a ușura volumul de lucru. Aceasta decuplează automat transmisia atunci când frâna este acționată pentru a opri tractorul și o recuplează automat în treapta de pornire programată la eliberarea pedalei de frână. Modelul Arion 400 combină beneficiile unui ampatament lung de 2,49 m, cum este cazul Arion 410 sau Arion 420, sau de 2,53 metri, cum găsim la tractorul Arion 430 sau Arion 470, cu o lungime totală redusă. Împreună cu un unghi de bracaj față, de până la 55 de grade, acest lucru asigură o manevrabilitate excepțională. În ciuda dimensiunilor sale compacte, tractorul robust reproiectat garantează un transport sigur al implementelor atașate și stabilitate excepțională pentru lucrările care implică încărcătorul frontal. Acest fapt se datorează parțial distribuției statistice a greutății între 50-50 fără balast. Greutatea brută a tractorului a fost acum mărită la 9 tone, permițând sarcini utile de până la 3,8 tone.
Noul circuit opțional Load Sensing asigură un debit hidraulic de 150 de litri pe minut, care este suficient pentru a satisface cei mai pretențioși consumatori. La fel ca și predecesorii săi, noul Arion 400 poate fi configurat în diverse moduri pentru a se potrivi cerințelor și aplicațiilor clienților. Suspensia pe puntea față, proactiv, suspensie mecanică în două puncte ale cabinei și diverse opțiuni de scaune sunt disponibile pentru a spori și mai mult confortul operatorului. Atât tiranții frontali, cât și cei din spate, precum și încărcătoarele frontale Class, sunt echipate cu sistemul de amortizare a vibrațiilor. În plus, pe lângă cabina standard cu profil înalt, cu acoperiș din sticlă sau trapă transparentă, Arion 400 poate fi acum configurat cu o cabină cu acoperiș coborât sau opțional cu cabină inovatoare panoramic. Aceasta din urmă oferă o vizibilitate completă și de neegalat în această clasă de tractoare, precum și o vedere nerestricționată a implementelor ridicate ale încărcătorului frontal datorită unui parbriz fără margini de 2,41 de metri pătrați. Ușile, cu un unghi larg de deschidere, asigură faptul că operatorul poate urca și coborâ din cabină ușor și în siguranță. O cabină cu 5 montanți, cu geam lateral din policarbonat, rezistent la rupere, concepută special pentru lucrări municipale, este disponibilă pentru unele modele. Echipamentul standard al cabinei poate fi îmbunătățit cu pachete CIS sau CIS Plus. Toate tractoarele din seria Arion 400, care respectă standardul Stage 5, pot fi echipate din fabrică cu un sistem de direcție GPS Class, care este controlat prin terminalul S7 și afișat pe ecran. Diverse semnale de corecție RTK pot fi selectate pe lângă SatCor și Omnistar. Sistemul AutoTurn efectuează complet automat manevre de întoarcere la capăt de rând atunci când acesta este activat de operator. Cu terminalele ISOBUS puteți controla și implementele compatibile ISOBUS printr-o priză ISOBUS disponibilă opțional în spate. Tractoarele Arion 400 sunt disponibile pentru comandă chiar acum, de la un dealer Class sau online în configuratorul de produse Class. Așa cum se știe, fiecare cultură are cerințe speciale de fertilizare. Vorbim astăzi împreună cu doamna Cerasela Achim despre fiecare cultură în parte și cerințele ei. Cât de importanți sunt biostimulatorii? Ce e nou în acest domeniu? Așa cum ne-am obișnuit să consumăm suplimente alimentare, probiotice și alte produse care ne stimulează metabolismul și sistemul imunitar, întărindu-ne organismul pentru a trece mai ușor peste perioadele de stres, la fel și plantele cultivate pot beneficia de ajutorul dat de produsele biostimulatoare. În general, produsele biostimulatoare sunt considerate a fi orice substanțe organice sau sintetice, dar și microorganisme care, aplicate singure sau în combinație, atât la sol cât și foliar, stimulează și echilibrează procesele naturale din plante, ajută la absorpția și eficientizarea nutrienților, stimulează activitatea microorganismelor benefice din sol și cresc toleranța plantelor la stresul provocat de condițiile de mediu. Deși sunt încă asociate în zilele noastre de mulți fermieri cu agricultura organică, produsele biostimulatoare au însă un rol important de jucat și în agricultura convențională, fiind complementare nutriției și protecției plantelor. Avem biostimulatori de generație nouă? Și dacă da, cum acționează ei? CIC România a dezvoltat gama de biostimulatori profesionali bazată pe complexele moleculare Teram și Nutrifolium, cu aplicare în perioadele de creștere și dezvoltare activă ale culturilor agricole. Biostimulatorii din gama Teram și Nutrifolium previn dezechilibrele nutriționale, asigură disponibilitatea macro, mezo și microelementelor și asimilarea rapidă a acestora la aplicare în perioadele critice din perioada de vegetație. Biostimulatorii din gama Teram și Nutrifolium au acțiune sistemică ascendentă și descendentă, absorpție radiculară și foliară ridicată și o migrație rapidă în interiorul țesuturilor. Susțin creșterile vegetative echilibrate și viguroase, stimulează și echilibrează activitatea metabolică a culturilor la aplicarea în perioadele critice din perioada de vegetație, asigură recuperarea rapidă a plantelor după perioadele de stres. Biostimulatorii profesionali din gama Teram, utilizați în perioadele adecvate de vegetație, sunt Number One, Topcal, Factor și Welfare. Iar biostimulatorii profesionali din gama Nutrifolium sunt Mister X, Pemax, Upper și Mega N.
Suntem la startul unui nou an agricol. Cum îl vedeți? Ce propunere aveți pentru fermieri atunci când vorbim despre fertilizare? Anul 2021 a început cu optimism și plin de speranță pentru noi toți. Însă, după experiența anului 2020, trebuie să avem grijă cu toții la managementul fermelor din toate punctele de vedere. Fișa tehnologică completă și cât mai adaptată la condițiile actuale și la starea culturilor pentru a putea avea o eficiență maximă. În acest sens, propunerile noastre pe culturi pentru fermieri țin cont, pe de o parte, de tehnologia produselor. Și aici avem două tehnologii. Tehnologia ENG aplicată produselor pe bază de azot și sulf, care conține inhibitorul natural pentru hidroliză și nitrificare N-Guard, cu eficiență maximă a azotului și disponibilitate pe o perioadă de 90-100 de zile, fără pierderi de volatilizare sau levigare. Investiție în cultură cu profitabilitate maximă pentru fermă și protecție pentru mediu fără nitriți și nitrați în apele noastre. De asemenea, N-Guard este repelent la insecte. Cea de-a doua tehnologie este tehnologia NutriTop, conținută de toate produsele NPK și asta înseamnă DCD, inhibitor de nitrificare, eficiență maximă și protecție pe partea de azot, eliminarea pierderilor și disponibilitatea pe o perioadă de 50 de zile. Amesal, eficiență maximă și disponibilitate pe toată perioada de vegetație a fosforului, indiferent de reacția solului. Fosforul nu se blochează indiferent de pH. Aport de acizi humici și fulvici, eficiență în managementul apei în sol, reținerea de până la 7 ore a umidității, asimilarea mai bună a elementelor disponibile în sol. De asemenea, propunerile noastre țin cont și de starea culturilor și densitatea lor pe de o parte și consumul specific al fiecărei culturi corelat cu gradul de fertilitate al solului. Pentru culturile de cereale păioase, din punct de vedere al fertilizării de primăvară, avem două propuneri. Prima propunere, o doză unică de fertilizare cu RNG, ceea ce înseamnă asigurarea cantității de substanță activă de azot necesară culturii pentru toată perioada de vegetație, în funcție de densitate și corelarea ei cu celelalte elemente nutritive. Cea de-a doua propunere este cu două fertilizări. Prima, cu azot din produse clasice, dar atenție, nu mai mult de 60 de kg de azot substanță activă și cea de-a doua, cu UREA-NG la interval de 3 săptămâni. UREA-NG nu mai târziu de 5-10 aprilie. În ambele variante se completează planuri de fertilizare cu produse care conțin biostimulatori pentru dezvoltarea sistemului radicular, rezistență la stres, prelungirea perioadei de înflorit și aport de microelemente chelatate pentru o nutriție completă. Produsele din gama Teram primăvara de vreme și produse din gama Nutrifolium în perioada de creștere și consum maxim a culturii. Din punct de vedere al fertilizării de primăvară, avem două propuneri. Prima propunere este cu două fertilizări cu tehnologie 100%. Prima, cu azot din UREA-NG, pentru a asigura 70% din cantitatea de azot necesară până la recoltat, cea de-a doua fertilizare, cu azot din AmoSulf-NG, pentru a asigura diferența de 30% din cantitatea de azot și 100% cantitatea de sulf necesară culturii. Între cele două, aplicarea trebuie să aibă un interval de 3 săptămâni, maxim o lună. Dar atenție, ultima, nu mai târziu de 5-10 aprilie. Cea de-a doua recomandare de fertilizare pentru cultura de rapiță implică două fertilizări, dar mixte între produsele clasice și produse cu tehnologie ENG. Și aici putem avea UREA-NG la prima fertilizare și sulfat de amoniu a doua fertilizare sau UREA clasică la prima fertilizare și AmoSulf-NG la cea de-a doua fertilizare. Pentru cultura de floarea soarelui avem două propuneri de fertilizare. Prima propunere, varianta de fertilizare cu tehnologii 100%. Fertilizare de bază cu produse NutriTop, NPK, cu aplicare înainte de semănat sau în același timp cu semănatul, formule complexe și complete cu conținut de NPK, sulf, calciu, magneziu și microelemente, protejate de tehnologia NutriTop pentru o eficiență maximă a culturii.
fertilizarea cu azot din gama NG, flexibilitate maximă în alegerea momentului de aplicare. Aplicare înainte de semănat, în același timp cu semănatul sau după semănat, maxim la prășitul mecanic, dar nu mai târziu de prima jumătate a lunii mai. Atunci când vorbim despre porumb, grupa FAO contează, așa cum contează pH-ul solului. Vom vorbi aici de fertilizare specială? Recomandarea noastră pentru cultura de porumb este, în prima variantă, tehnologie 100%, și anume, fertilizarea de bază cu produse Nutritop MPK, aplicate înainte de semănat sau în același timp cu semănatul, cu formule complexe și complete, cu conținut de NPK, sulf, calciu, magneziu și microelemente, protejate de tehnologia Nutritop pentru o eficiență maximă a culturii. Fertilizarea cu azot din gama NG, alegerea momentului de aplicare în funcție de grupa FAO a hibridului, aplicarea înainte de semănat sau în același timp cu semănatul pentru hibrizii din grupa FAO mai mică de 350, maxim 380. Aplicarea după semănat, dar maxim la prășitul mecanic, nu mai târziu de prima jumătate a lunii mai, pentru hibrizii din grupa FAO de peste 380 și chiar 400. Cea de-a doua variantă de fertilizare este una mixtă cu tehnologii împreună cu produsele clasice. Și aici avem fertilizarea de bază cu NPK clasic, acolo unde pH-ul terenului este în zona de neutru, completată de fertilizarea cu azot din tehnologia NG pentru eliminarea pierderilor prin levigare și volatilizare, sau fertilizare de bază cu tehnologia Nutritop, acolo unde pH-ul terenului este în zona acidă sau alcalină, pentru a proteja și eficientiza disponibilitatea fosforului, continuată de fertilizare cu azot din formule clasice, dar aplicate la prașila mecanică pentru a avea o disponibilitate a azotului în perioada de creștere intensivă și consum maxim. În toate variantele se completează planuri de fertilizare cu produse care conțin biostimulatori pentru dezvoltarea sistemului radicular, rezistență la stres, prelungirea perioadei de înflorit și aport de microelemente chelatate pentru o nutriție completă. Produsele din gama Teram primăvara de vreme și produse din gama Nutrifolium în perioada de creștere și consum maxim a culturii. De ce trebuie să țină seama un fermier atunci când se gândește la o cultură profitabilă? Pentru culturi și rezultate bune, avem nevoie de atenție la alegerea corectă și adaptată a soiurilor și hibrizilor din fermă, la menținerea stării fitosanitare a culturilor fără boli și dăunători și, evident, de un plan de fertilizare corect și complet. În concluzie, recomandările noastre sunt tehnico-economice, cu creșterea valorii adăugate pentru fermă, au expertiză profesională și sunt adaptate și personalizate planurilor pentru fiecare fermă, fiecare cultură, inclusiv la nivel de solă. Acordăm atenție investiției în fertilizarea culturilor cu eficiență maximă și nu uitați că aceste investiții înseamnă circa 25-40% din total cost pe hectar. Toamna anului 2020 au fost semănate cu puțin peste 2 milioane jumate de hectare cereale păioase de toamnă, urmând ca în primăvară să se mai însămânțeze încă 177.000 de hectare cereale păioase de primăvară. Nu este de mirare dacă ne uităm la prețul grâului, care a ajuns la un nivel record. Încălzirea globală, limitarea unor insecticide, eliminarea unora de pe piață, monocultura și mulți, mulți alți factori au condus la o mulțire exacerbată a populațiilor de afide. Odată cu ele, afidele au ajuns să transmită și mai mulți viruși la plantele de cultură. Vorbind de orz, avem aici, de exemplu, cazul virusului piticirii și îngălbenirii orzului, care a devenit din ce în ce mai frecvent în România și de care fermierii se plâng tot mai des. Tocmai de aceea, astăzi m-am hotărât să vă vorbesc despre insecticidul Transform, un insecticid de generație nouă din familia sulfoximide,
dintr-o grupă nouă, grupa 4C, ce are la bază substanța activă sulfoxaflor, în concentrație de 500 de grame per kilogram. Transform are multiple beneficii pentru utilizatori. Are o doză redusă de 48 de grame per hectar, ceea ce face mult mai ușor de manipulat și de utilizat. Pe lângă acest fapt, Transform are o acțiune atât de contact cât și de ingestie. El fiind un insecticid sistemic, combate afida prin mișcarea lui translaminară de pe fața superioară, pe fața inferioară a frunzei, dar ajunge totodată și în noile creșteri. Transform este un insecticid prietenos cu mediul, dar și cu entomofauna utilă. Dacă ar fi să spun pe scurt ceea ce înseamnă Transform pentru agricultura românească, este tehnologie inovatoare și de ultimă generație, folosită cu mare succes în combaterea insectelor cu aparat bucal de înțepat și subt.